Mă simt foarte onorată să vorbesc în termeni psihanalitici despre filmul lui Ștefan Mandache, 30 de ani și 15 minute. Trebuie să recunosc că vizionarea acestui film a fost o experiență tulburătoare pentru mine și deseori mi-a fost dificil să păstrez un cadru psihanalitic de gândire. O să încep scurta mea analiză asupra acestui film, cu momentul în care protagonistul filmului vrea să dea în judecată toți președinții și toți prim-ministrii României pentru lipsa de autostrăzi și pentru faptul că nu reușește să ajungă la mama lui, care este în mare suferință. Este o reacție firească de furie a unui copil care vrea să fie cu mama și care cere autorității, celor care sunt în poziție de autoritate, să-și facă bine acest rol, să-și facă onest acest rol. Ce înseamnă infrastructura și autostrăzile pentru psihicul nostru inconștient? Mă gândesc că, în primul rând, ele reprezintă ceea ce psihanaliștii numesc cadru securizant, cadru sigur, cadru stabil, pe care îl oferă autoritatea parentală în cadrul familiei și pe care îl oferă statul și instituțiile statului, cetățenilor și comunității. Vizionând filmul, mă gândeam și la personalitatea politicienilor din România și din Republica Moldova și cred că o caracteristică a multor politicieni din spațiul nostru este faptul că odată ajunși în poziție de putere, neagă realitatea țării, neagă realitatea cetățenilor, rămân prinși prioritar într-o realitate a lor în care domină stări de omnipotență, de triumf, de invulnerabilitate. În acest sens, filmul lui Ștefan Mandache cere să fie văzută și să fie respectată realitatea. O realitate insuportabil de dureroasă, adusă în film prin imagini tulburătoare, prin statistici șocante, realitate pe care noi toți încercăm să o negăm. Filmul lui Ștefan Mandache anunță și subiectul corupției și vreau să spun câteva cuvinte despre acest fenomen, pe care îl consider unul mortifer atât pentru individ cât și pentru societate. Din punct de vedere psihanalitic, corupția se asociază cu stări psihice primitive, cu lăcomie primitivă, cu invidie primitivă, cu dorința de control, dorința de putere, cu un narcisism primitiv, un narcisism primitiv în care celălalt nu există și atunci când spun celălalt mă refer la individ, mă refer și la comunitate. Bineînțeles, corupția merge mână în mână cu funcționarea perversă și vedem asta în film dacă suntem atenți la detalii, la discursuri. În funcționarea perversă este anulat personajul care aduce, vine cu un produs valoros, este anulat și declarat nebun personajul care spune adevărul și, bineînțeles, funcționarea perversă întotdeauna implică manipularea prin care cetățenii să fie în stări de neputință, de necunoaștere, de neimplicare. Corupția, funcționarea perversă întotdeauna sunt legate de felul în care funcționează legea într-un stat, iar pentru psihanaliști legea este foarte importantă, pentru că legea reprezintă un element fundamental în organizarea psihică a individului și a societății. Legea este foarte importantă pentru că ne ajută să gestionăm mișcările noastre primitive, ne ajută să temperăm lăcomia, invidia, destructivitatea, ne amintește că există o lege care este deasupra nebunii noastre și prin asta ne ajută să fim mai umani și să fim mai sănătoși din punct de vedere psihic. Filmul 30 de ani și 15 minute este, bineînțeles, un film despre un travaliu de doliu, despre un travaliu dureros de doliu, în care
se încearcă repararea greșelilor, se încearcă investirea în alte proiecte de viață, se dorește oferirea unor șanse pentru alte vieți. Este un film despre creație, este un film și despre psihoterapie și când spun psihoterapie, mă refer în mod special la momentele în care protagonistul invită personajele să vorbească despre drama lor, asistă personajele prin prezența fizică și psihică, asistă personajele în zonele cele mai dificile și dureroase ale traumatismului. Pentru că ne vorbește, ne relatează, ne anunță despre realități foarte dureroase, filmul lui Ștefan Mandachi poate fi și un film incomod și sunt sigură că mulți îl percep ca atare. Vreau să spun că și psihanaliza poate fi uneori incomodă pentru că ne pune și ea în contact cu realități dureroase, cu realități conflictuale din noi înșine. În final, vreau să spun că filmul lui Ștefan Mandachi este un film manifest prin care suntem invitați să simțim, să gândim, să luăm atitudine, să ne implicăm, să schimbăm lucrurile, într-un cuvânt, să devenim adulți responsabili. Dragă Ștefan, și eu sunt din Moldova și eu susțin atitudinea ta. Și bineînțeles, te așteptăm la Chișinău cu filmul. Mulțumesc mult, cu mult drag și cu mult respect!